90% de copii de la vârsta de un an până la 5 anișori au piciorul plat. Acest lucru însă nu trebuie să te sperie. Talpa piciorului se arcuiește pe măsură ce copiii cresc. Totuși, la unii, tălpile rămân plate chiar și după trecerea timpului și aflăm de la medicul ortoped mai multă informație utilă despre platfus. Așa se numește termenul oficial în medicină. Diagnoza de picior plat la copii nu poate fi făcută decât după vârsta de 5 ani. În această perioadă, talpa copilului este în continuă formare. Atunci când faci primii pași, copilașului ce este important? În primul rând să-i dăm voie copilașului primii pași, să-i facă discurs, da? Cu piciorușile goale, fără încălțăminte. Specialiștii nu recomandă încălțămintea specială, întrucât ea nu influențează dezvoltarea arcului din talpă. Totuși, încălțămintea incorrectă poate afecta formarea piciorului. Atunci când părinții cumpără încălțăminte la copii, la ce ar trebui să atragă atenția? În primul rând, la următoarele criterii. Da? Încălțămintea trebuie să fie pe mărimea copilului, da? Tălpița să fie tare, călcâieșul la fel să fie tare, rigid și înalt, să fie stabil pe picior. Încălțămintea la copii mici ar fi bine să fie mai sus de maleol, da? Să nu fie mare pe picior, să nu fie micul. Dacă are supinator la mijlocul piciorului, da, e ok. De mare ajutor în formarea tălpii sunt covorașele ortopedice. Acasă ar fi bine venit să avem diferite covorașe ortopedice pe care copilașul ar putea să meargă din când în când, pentru că prin acest fapt ce facem? Facem masaj, facem gimnastică la piciorușe, da? Și dezvoltăm mușchișori. Ele pot fi cumpărate în magazinele specializate sau confecționate acasă. Dacă nu aveți covoraș, e ok de avut o minge de gumă care are zâmțișori și de făcut masaj cu mingea aceasta. O simplă husă care o umplem cu nisip, da? La țară părinții ar putea să umple cu porumb, da? Și punem pe husă aceasta pe, ca copilașul să meargă din când în când, da? Doctorii nu interzic activitățile sportive. Mai mult, acestea contribuie la dezvoltarea piciorului. Copilașul trebuie să meargă pe vârful picioarelor, pe călcăieș, partea externă, partea internă a piciorului. Prin aceasta, noi ce facem? Întărim toate grupele de mușchi de la picioruță. Tratamentul este necesar doar când mersul devine dureros, iar în anumite situații, medicii ar putea recomanda utilizarea încălțămintei cu talonet.